doamna Horvat, după primul exit poll, sunteți pe locul 2, după domnul Boc. Cum ați reușit acest lucru? Ați avut niște candidați aparent mai bine plasați inițial în sondaje. Sunteți locul 2, ce înseamnă asta? Cum ați reușit? Veți fi noul viceprimar? E foarte devreme să discutăm despre cine va fi sau cine pot fi viceprimarii acestui municipiu. În orice caz, următoarele ore ale nopții trebuie să centralizăm procesele verbale și undeva în zorii zilei de luni trebuie să aflăm rezultatele finale care pot confirma sau infirma exiturile. Desigur, pentru mine, dacă rămâne așa, este onorant, deosebit de onorant, această susținere, această încredere cu care clujenii, practic, cred, s-au raportat la ceea ce am încercat, am depus ca și muncă în acești 4 ani și sper ca nici ca și consilier, nici dacă ar fi să fie viceprimar, nu o să dezamăgesc niciodată pe nimeni care mi-a acordat această încredere. Este și se cuvine să felicităm în acest moment și pe primarul reales al municipiului, domnul Emie Boc. E real scor 7%? Sigur, scorul încă o dată al nostru, al tuturor, se va putea modifica, se va putea schimba, dar este câștigătorul net al acestor alegeri și eu cred că este un moment bun această noapte, zilele care urmează, să încercăm să ne gândim la ceea ce ne propunem, la ceea ce dorim pentru acest oraș care în următorii 4 ani va trebui să facă câțiva pași decisivi. A învățat tu DMR ceva din această campanie, din noastră personal? Vă limitați la administrație? Vă tentează parlamentarele? Încă nu. Niciodată nu le amestecați. Obicei să schimb așa cazul în maniera aceasta. La întrebarea aceasta am răspuns cu mult timp înainte de a lansa candidatura, atât ca și consilier, ca și primar. Eu în următorii 4 ani, cel puțin, nu am niciun fel de altă intenție decât administrația locală, decât munca de consilier local, care de altfel pot să vă mărturisesc că îmi face o deosebită plăcere, mi-a dat o deosebită satisfacție în perioada care a trecut. Cred că este cea mai apropiată poziție, cea mai apropiată muncă de cetățean, de anturaj, de prieteni, de acel mediu care mă înconjoară și din acest motiv îmi place extraordinar de mult. A fost o noutate absolută la aceste alegeri, scanarea cărților de identitate. Aveți semnale? Cum au reacționat alegătorii? Este un pas spre acea normalitate? Deci se pot influența mai greu acum? Se pot face mai greu? Mici intervenții? Este cum? Este un control necesar de altfel pentru evitarea dublei votări, dar eu cred că lumea s-a învățat minte în ultima perioadă și aceia care poate în anii trecuți, la alegerile trecute, au mai încercat o astfel sau au mai avut astfel de tentative. În orice caz, vis-a-vis de scanarea cărților de identitate, surpriza plăcută a fost că nu a încetinit foarte mult procesul de votare, nu au fost perturbări ale procesului electoral și cred că încă o dată e bine. În schimb, eu în ceea ce mă privește, dacă aș fi parlamentar sau în locul parlamentarilor, aș regândi din temelie această lege. Pentru că experiența acestor săptămâni a fost, mai ales în cazul orașelor de dimensiunea Clujului, ca această mobilizare extraordinar de mică s-a datorat faptului că nici măcar nu mesajele electorale, nici măcar data alegerilor nu a fost de foarte multă lume cunoscută. Și acest lucru este în
restricții, dintre care poate multe au fost binevenite, multe au civilizat și au dat un curs normal procesului de campanie sau procesului și perioadei de campanie, dar au fost foarte multe neclarități, interpretări de la ură la alta ale legii și exagerări care nu se dorim. Circulă niște zvonuri că băieții Steps au găsit o portiță flotanții. Foarte multe persoane și-au făcut flotant în ultima perioadă și am înțeles că inclusiv la Cluj. Aveți semnale în acest sens? Eu nu am avut semnale, este absolut firesc într-un oraș universitar. Este absolut peste tot s-au făcut studenții foarte mulți flotanți în perioada asta. Trebuie văzute cifrele și eu știu foarte multe persoane, de exemplu, noi am și făcut o astfel de campanie ca acei oameni, sute, poate mii, din Cluj, care trăiesc de ani de zile în Cluj și nu și-au făcut nici măcar un flotant. Deci era probabil o corelare cu realitatea, deci nu neapărat... Deci, de exemplu, niște interese, niște mutații de persoane. La instituții de cultură, în foarte multe locuri, încă o dată, profesori universitari, profesori de licee, foarte, foarte multă lume care are stăpânie sau are propriul de acasă deja în Cluj, copii născuți în Cluj, dintr-un motiv sau altul, și a făcut buletinul și a făcut domiciliu și, evident, să faci o campanie ca toți acești oameni stabilizați deja într-un astfel de oraș ca și Crâșul să-și exercite dreptul de vot și în această dorință sau pentru acest motiv să-și facă acte, să stea cu acte reglă. Deci mie nu mi se pare absolut deloc de firesc, poate fi oricând de oricine verificat și pot fi verificați cei care și-au făcut, nu cred că întâmpină nimeni greutăți. Încă o dată, n-ai verifica dacă sunt sau